Și zic că hai cu bună dimineața. Acolo sunt rulotele, stau bine acolo. Am trezit acum vreo 3 ore. Ideea este că vreau să-mi fac ceva să mănânc. După care, pe la 12, la o distanță de 1 kilometru și vreo 183 de metri, trebuie să merg și să încarc. Am vreo 2 încărcări și mă duc în Belgic. Chiar abia aștept să fac cursa asta. Oi, oi, oi. Păsărele, liniște, așa de mult îmi place aici. Poate că o să mai vizitez locația asta. Aici mi-am pus eu alea de cafea ale mele. Aici mi-am pus hainele curate. Aici am acte. Și pe aici pe sus am murăturile astea. Toate cele. Trebuie să luăm de aici pe doamna Tigaie. Există posibilitatea ca asta să fiu mai lent, mai slow. Ce ne mai trebuie? Niște ustensile de pe aici. Să punem aici pe Tigaia. Niște oils. Oare merge și cu apă de gură? Cine știe, nu cred. Punem aici pe domnul Oils. De fapt, stai să-l și pun acolo. Se bun. Punem ăsta înapoi. Pai, ram, pam, pam. Să scoatem de aici un șnițeluș. Nu știu unde sunt. Două brânze. Le lăsăm aici. Unde fi șnițelușul? De aici pe undeva. Așa. Să luăm de aici pe domnul cuțit. O pun să mănânc liniștit. După care... Nu, no, stai cu cifru, cu parolă. 3829. Ai văzut, mă? Era cu cifru din ăla. O să-mi iau un șnițel din ăsta să-l pun aici. Astea șosete curate, nu le-am încălțat încă. Că nu le-am încălțat. Îmi place să stau așa desculț. Desculț în iarbă. Așa, am pus șnițelușul. Punem ăsta înapoi. Deci nu-i mai pun parola, că după aia uit și nu mai pot să deschid ăsta, frate. Am mai pățit eu odată așa, în sfârșit. Și de aici, de pe undeva, uite aici, o să luăm și un cârnăcior. Punem ăsta așa. Punem aici și pe domnul cârnăcior. Îl tăiem cum se cuvine. Și îl gustăm. C'est bon. Și punem ăsta înapoi. Mai am aici conserve. Mai am multe chestii. Punem ăsta înapoi. Trebuie doamna brichetă. Punem aici. Ne mai trebuie eggs-uri. Iar de aici. Da, lasă ăsta aici. Mi să-mi iau păpucei. Ia uite ce frumos este. Cântă păsărele. A început să bată vântul, până acum nu a bătut.
S-a gândit el, bă, ăsta vrea să-și facă o omletă, da, mă. Ia, mă, să dăm drumul la vânt. Da, mă, dă-i drumul, ce să zic, acum nu. Aia. Dacă el a vrut să pornească vântul, să-l pornească. Mai sunt aici oameni, mai sunt camioane. Trebuie să găsesc oarecum o soluție. Să nu facem prea mult zgomot, că poate dorm oamenii. Pentru că eu am în spate butelia acolo, știi? Și pe partea cealaltă am ioi, trusele, scule, chestii. Asta oare dacă l-aș pune pe aici, pe undeva, ar fi o combinație. Cine știe. Și mi-am ales să-mi iau o butelie asta mare cu mine, pentru că aici nu o să am bază și din alea și vreau să-mi fac și ciorbițe. O să vină și vremea ciorbițelor. Trebuie să facem aici așa. Asta. Chiar mi-am luat încă unul de rezervă din ăsta, ăsta e la vechi. Nu știu, are să scot cartonul ăla, să nu-l scot. Bate așa de tare vântul. Da, cam bate un pic. Să mă duc să-mi iau mănușile. Să și închid asta că să nu treacă careva asta. Ia uite, mă, ce zi frumoasă. Ce zi frumoasă de mers la plimbare. Și aici prin lăzile astea ar trebui să mă pun eu să fac un pic de ordine. Pe partea alaltă mi-am pus un lacăt. Aici mai am chinci și colțare și tot ce vrei, matale. Oare ăla curge, mă, bidonul ăla cu apă? Așa pare. Trebuie să desfac și să pun acolo la față. Dar cred că ăsta era cartonul. Sau nu e ăsta? Ăsta că mai este și ăsta, dar ăsta e prea mic pentru butelia mea. Și facem aici așa. Pam pam pam. Luăm aici pe mânușile. Luăm ăsta mai întâi. Și facem aici fire, fire. Și o punem pe doamna tigăiță. Închidem așa. Poate că așa ar trebui. Așa. Ce ne-ar mai trebui? O roșiuță. Alea. Stai să le iau de aici. A, ouăle, de pe partea cealaltă. Așa. Se vede foarte fain LED-ul la noaptea. Chiar fain. Stai să le las aici. Și să mă duc să iau și eggs-urile. O, din alea bune de țară. Două. Trei. Exuri.
Ieri am și alimentat, am pus și motorină și AdBlue. Îs liniștit o perioadă de timp. Să pun asta aici. Trebuie de aici. Un furculiță. No, cum stăm? Parcă începe. E ok, să punem aici. Trebuie să mă uit dacă am sau nu am. Dar cred că este. Și că vrea să vină ploaia. Uite că și omul lasă trezit. Hai că bonjour. Dar nu cred că e aici. Ce căutam eu? Nu e aici. Nu o dai pace atunci. Dacă nu e aici. Ceva ceapă, dar cred că este dincolo, știi? Nu mai mă duc să mai deschid și acolo. Dă-i pace. Mere și fără. Sau să bag o fasolă, mă? Dar nu mi-e așa de foame, mă, frate. Nu am nevoie de fasole la ora asta. Uite, vezi că lumea se trezește. Dar pe unde vii, mă, vântule, tu? Nu înțeleg cum să mă pot tot poziționez. Să-i așez așa un pic pe ăștia, că după aia se supără. Zice, vezi că-s prăjit doar pe o parte și eu nu pot să mă duc așa să mă întâlnesc cu domnul stomac. A, bine mă, hai că te întorc, ho. M-a întrebat cineva dacă am probleme cu stomacul de la câte prăjeală mănânc. Nu am probleme cu stomacul, am probleme doar cu capul atâta. Dar asta probabil că știi și tu. Nu, no, mai că bine ar fi. Să luăm de aici X-ul. 1, 2 și încă 1. Uite-mă, lumea la pantaloni scurți. Ia veni vara, mă, Vasile. A, asta mi s-a părut ciudat. Dar nu miroase. Dar mi s-a părut ciudat așa cum s-o spart. Să ai foarte mare grijă, mai ales la ouă, frate, dacă nu sunt în regulă, nu le mânca, arunci tot, deci cum e aici la mine, spre exemplu, dacă simțeam că la miroase, trebuia să arunc tot ăsta. De ce? Pentru că ouăle sunt foarte periculoase. Trebuie să dăm mai încet acum, că a luat asta prea tare. Să mă duc să arunc asta. Dance on the street. Da-da-da-da. Desfac și astea două. Ei, tu l-ai vetă.
un fel de... mic dejun, așa ca să zic, știi? Nu de alta, dar să avem ceva în stomacel. Stăpa să rămână așa. Aici. Care treaba? Așa, stă aici. Așa. E ok. Ana, fuck, ce m-am speriat. Mi-a luat vântoală. Să mă duc să le găsesc. Așa. Da, mă, că m-a luat vântul. Mizerie. Dar sub mașină pe undeva. Nu, no, dai pace. O pun un pic și mănânc. Stai că-mi trebuie niște sal. Mulțumim, mulțumim, fain. Am găsit-o. Și niște pită, da. Astăzi este cu pită. Și punem aici pitosul, săltosul. Și hupa! Și hupa, hupa. Mamă, dar ce-mi place, frate. E liniște, păsări, natură, viață. Și puțin soarele, excelent. Facem aici un pictures pentru grupul nostru de WhatsApp. Param, pam, pam. Aici mănânc. Dacă plouă sau e noapte, mănânc înăuntru, știi? Dacă nu, aici afară. Știi ce vreau să-mi iau? Vreau să-mi iau un șezlong din ăla. Știi de ce? Pentru că, mai ales că vine și vara, vine vreme bună, e foarte important să stăm afară și, spre exemplu, nu mă duc să mă plimb, nu mă duc nicăieri și să nu stau în camion, pot să-mi pun aici, spre exemplu, șezlongul și să stau aici, știi? Stau la aer. E important să petrecem cât mai mult timp afară. Omul ăla încă doarme. Trezește-te vreodată. Punem aici niște săriță. Luăm de aici niște pituță. Punem aici. Și ne hrănim încetuți cu treabă bună, pentru că vremea este. Mhm. Excelent.